Vrea la IT cu Cristi Dorumbach. Cristi, bună dimineața, bine te-am regăsit. Bună dimineața, bine v-am găsit. Uite, vin și eu cu o veste de la guvern și o veste destul de importantă, bună, interesantă și foarte bună din punctul meu de vedere. Mă rog, din punctul de vedere al celor care trebuie să definească de fapt cum se lucrează cu calculatoarele. Și guvernul a aprobat cerințele minime de securitate cibernetică. Suntem una din puținele țări care au așa ceva, adică nici țările din jurul nostru nu prea au cerințe minime de securitate. Ce presupune mai exact ce trebuie să facem noi ca end user? Ca să traduc în limbajul oamenilor, guvernul a stabilit cerințele minime prin care sau cum se poate folosi calculatorul de către cei din autoritățile locale publice, centrale, sau publice. Din instituții, okay. Da? Dar și cerințele minime de securitate pentru cei care furnizează internet pentru aceste calculatoare. Cum trebuie să fie definită o rețea de calculatoare, cum trebuie să ajungă internetul acolo și așa mai departe. Perfect. Sunt multe date tehnice, dar ele se aplică în fiecare zi și sunt, bineînțeles, foarte importante și chiar este nevoie de ele și era nevoie de acest lucru. E bine că... Un soi de reglementări în domeniul ăsta, da, ca să nu mai avem probleme cu... Da, te învață ca să nu avem probleme cu virus, ca să nu avem probleme că dispar date importante din calculatoare și așa mai departe. Iar toate acestea fiind definite, trebuie să fie respectate. Până atunci, utilizatorii de iPhone în final primești și ei ceea ce noi toți ceilalți care nu avem iPhone folosim deja, și anume mesajele offline pe WhatsApp. În momentul în care trimiți mesaje pe WhatsApp și nu ești conectat la internet, ele se vor trimite automat în momentul în care telefonul tău se va conecta la internet. Wow! Da, asta cei de la iPhone... se întâmplă? Simplu, tu pur și simplu scrii mesajul și aștepți ca el să fie trimis la un moment dat. Iar atâta timp cât cei de la utilizatorii iPhone n-aveau această funcție până acum, vor fi foarte bucuroși să... Dar ce s-a întâmplat până acum? Dacă erai offline, nu mai primeai mesaje, chiar dacă... Chiar dacă nu primeai mesaje, dar nu le puteai trimite. Asta e, trebuia să fii neapărat conectat la... Da, nu puteai să tastezi. Să tastezi și să trimiți. Asta cred că e cea mai bună știre. Da, și asta este o știre foarte drăguță, pentru că în Rusia o companie a început să producă telefoane acoperite cu aur. Ei spun, da, este telefonul ortodox, pentru că altfel nu-l putem denumi. El este un telefon care... Prețul, în schimb, nu e ortodox deloc. Nu e credincios. Nu e credincios, nu e evlavios. Telefonul este acoperit cu aur, însă nu este un smartphone, iar producătorii lui spun că vor ca oamenii să își distragă atenția de la toate ca aceste telefoane. Ca să înțelegeți, nici măcar nu are conectare către internet. E da, doar un telefon. Folosești telefon ca voce, serviciu de mesagerie, dar totuși are o cameră foto de 5 megapixel și 32 de giga de stocare. Pentru selfie în biserică sau... Nu neapărat. Setul nou, colecția nouă de lumânări sau ceva, nu? Da, și pe final vreau doar să vă spun că Yahoo, spre marea noastră surprindere, a avut un profit în creștere anul trecut. Au confirmat încă o dată vânzarea către cei de la Verizon, bineînțeles pentru o sumă mai micuță din cauza problemelor lor, dar totuși cei de la Yahoo au obținut 1,4 miliarde de dolari profit anul trecut. Este o sumă destul de mare pentru o companie de tehnologie care, iată, a avut oarecum probleme cu toți utilizatorii săi, dar dacă ne gândim, cam fiecare utilizator al companiei a produs cam un dolar pentru această companie în anul trecut. Că... Și până la urmă, un PR rău tot e o imagine. Tot e, de fapt, e probabil... E chiar cel mai bun în ultima vreme. Bun, cam atât pentru mulțumim. Astăzi. Mulțumesc. Okay. Telefonul ăsta e evlavios, m-a marcat, ca să spun așa. Da? Vreau foarte tare să... Deci 25.000 să fiu de dolari. Unul din cei 90 de... Cât sunt? 800 de telefoane. 800 de telefoane. Vreau să fiu eu un din cei 800.